După aceste cântări, încep și eu cu un vers de cântare din Psaltire, de la 145, care spune așa: Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă. Amin. Credeți asta? Amin. Asta răsând la convinim ce scrie în versul 2. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veci de veci. Amin. Adică Dumnezeu e așa de mare, de nu ne ajunge viața asta să lăudăm suficient pe cât e de mare. Măcar să facem în fiecare zi. Amin. Și apoi să ne îngăduie Domnul veșnicia viitoare să lăudăm mai mult. Amin. Doamne, ajută! Să vă binecuvinteze Tatăl Ceresc ca familie, în existență sau în confundere, în viitor, să vă dea Domnul îndurare la vreme potrivită. Amin. Dragii mei, în viața de familie trebuie tot timpul să ne reciclăm. Că la început trebuie să înveți cum să fii soț și soție, da? Nu trece mult dacă lucrurile sunt bune și sunt de sănătoși, trebuie să înveți cum să fii tată și mamă, cu copii mici. Apoi, trebuie să ții pasul și să înveți cum e să fii cu copiii mai mari, nu? După aceea, știți cum este, soț, soție, tată și mamă te faci tu. Socru și soacră și bunic te fac alții. Tu trebuie numai să te pregătești. Și dacă mai ține vremea și istoria, cum să fii și străbunic, că uite, toată viața este o metamorfoză, nu doar de transformare și de trecere prin etapele vieții, și tragem nădejde de pregătire pentru accedere în Împărăția lui Dumnezeu, Doamne, ajută! Amin. Am spus asta în nădejdea că vrei să fim, dar fiți atenți la ceea ce vom învăța. Și dacă e ceva ce știm, avem un motiv în plus să practicăm în continuare. Amin. Dacă e ceva ce n-am făcut tocmai așa, spune Scriptura în Proverbe, dă înțelepciune și va deveni și mai înțeles. Sper să nu pățesc un scritul acolo, să nu spui ceva la patrocuritor, că nu te uită. Acolo zice altfel, dar se întâmplă și asta. La propunerea fratelui slujitor de aici, vom vorbi despre relația dintre soț și soție. Și aici vreau să prezint doar două principii. Primul. Citind după ceea ce scrie în Efeseni, capitolul 5, de la versetul 25 pentru bărbați. Și cei care sunt tineri și vor să căsătorească, e bine să se califice pentru a ști ce urmează. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, apare un termen care exprimă comparația. Cum a iubit Hristos biserica? Și exemplul s-a dat pe sine pentru ea, adică bărbații trebuie să se compare cu Domnul Iisus Hristos. Și tot ce a făcut Domnul pentru biserică, trebuie să facă ei pentru soție, în prim plan, și pentru familie. Soții, le scrie aici în versetul 22, nevestele să fie supuse bărbaților voștri, și iar apare un termen ce exprimă comparația ca Domnul. Adică, scumpe surori, putem să schimbăm ordinea și să spunem cât sunteți de supuse Domnului, atâta sunteți de supuse soțului. Termei la biserică pot să joci teatru. În societate, altul, tot teatru. Dar acasă nu se poate juca teatru. E prea mult și joci teatru și nu poți. Ești dimineața, ești peste zi, seara, noaptea. Acasă se vede ce suntem. Și cel mai bine vor ști cei de acasă că suntem de pocăi, să spunem așa simplu, așa are. Se spune că o viață soră care avea soțul predicator, când îl vedea cum predică, zicea: măi, de nu te-ai mai dat de la amvol, că acolo așa, frumos vorbi. Când auzea că îl cheamă frații la amvol, se gândea, dar are curaj să meargă. După felul în care s-a comportat acasă.
Dar ca să ne comportăm frumos, nu doar la biserică, și acasă, vă propun acest principiu pe care l-am numit principiul dublei raportări. Să te raportezi la cei de acasă cum te raportezi la Domnul. Că de fapt, noi avem două legăminte, așa? Când ne-am botezat, am încheiat o legământ cu Domnul. Și de atunci, spune Scriptura, 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 18, nu știți că trupul vostru este templul lui Sfânt pe care îl locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu mai sunteți ai voștri. E normal, botezul este simbolul unei îngropări. Existența noastră anterioară a fost vrednică de moarte. Dar suntem botezați numai de drept și de atunci aparținem Domnului care ne-a cumpărat, ne-a răscumpărat. Scrie versetul următor, căci ați fost cumpărați cu un preț. Binecuvântat să fie prețul sângele Domnului Iisus Hristos. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, adică în întreaga existență, care sunt ale lui Dumnezeu. Uite, vă amintesc astăzi, vă reamintesc. Voi nu sunteți ai voștri. Proprietar a devenit Domnul. E drept sau nu-i drept? Și după ce te-ai căsătorit, iată ce scrie mai departe. Versetul 3 din capitolul 7. Bărbatul să-și împlinească față nevastă de treia de soț, dar să facă și nevasta față de bărbat, nevasta nu mai este stăpână pe trupul ei. Deci când te-ai botezat, te-ai dat la Domnul și când te-ai măritat, ea te-a dat încă la Domnul. De acum ai doi domni. Și dacă înțelegi, te vei raporta la ei deopotrivă. De fapt, ți-a spus că acasă nici nu poți să joci, nu ai decât să te arăți cine ești. Îți cinstești soțul cum îl cinstești pe Domnul? Sau știi că atunci când nu-și cinstești soțul și când nu ești supusă soțului, tu de fapt nu ești supusă Domnului? Că este o structură, 1 Corinteni 11:3. Dar vreau să știți, bărbatul este capul oricărei. Nu așa începe de exemplu, cum începe? Vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat. Dacă bărbatul întâi n-ar trebui să afirme, știi, femeile este capul tău. Așa se spună, oare este Hristos capul meu? Este o structură, Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus, bărbatul și femeia. Și când degetul ăsta, luați-o care vreți, nu vrea să-și supună la mână, care vrea să-l împovoie, să-l ajute, de fapt, degetul de cine ascultă, de mână sau de cap? Dar să fie la cap, nu? Și de aceea spune, și vă citesc acum principiul într-un enunț concret, în capitolul 3, versetul 17, și puneți versetele astea pe viața de familie. Și orice faceți, frate, soră, acasă, cu cuvântul, cu felul în care vorbiți între voi, sau cu fapt, mâncare, spălat haine, orice lucru, să faceți totul în numele Domnului Iisus, că îi aparțineți. Așa am citit, da? Versetul 23. Orice faceți, dar chiar orice, nu este excepție, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, ca pentru care Domnul? Despre Sara scrie că numea pe Avram Domnul ei. Ca pentru Domnul Avram sau ca pentru Domnul Dumnezeu? Domnul Dumnezeu, dar de fapt, practic vorbind, în imediat apropiere, am zis Domnul Avram, pe soțul meu, sau cum îl cheamă, nu? Dacă așa ar gândi surorile noastre, când vine soțul de la serviciu, se spune, trebuie să-l servesc pe Domnul Iisus la masă. Și să nu devină asta niciodată o rutină. Și surorile, în toate activitățile lor, să se raporteze la soț ca la Domnul Iisus și soțul, de asemenea, orice faceți, să nu faceți ca pentru Doamna, ca pentru Domnul. Că poate zice dumneavoastră că Doamna de data asta nu merită că nu știu ce a scăpat și a zis o bogă. Dar poate tot o ai spinit-o. Și nu te-a rugat pentru ea să mă zic. Știți imaginea aceea din 2 Împărați, capitolul 3, că împăratul lui Israel, împăratul lui Iuda, împăratul lui Domnului, a fost într-o situație critică pe front, în fața luptei cu împăratul Moab. Și cineva a spus că îl pot chema pe Elisei.
Și vreau să vă imaginați. Adevărat, profetul cu autoritatea divină îi spune lui Ioram, împăratul lui Israel, dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul lui Iuda, pe tine, nu te-ar băgat seama. Poate că uneori bărbatul nu e chiar gentil și bun și... Spune Petru acolo că uneori sunt bărbate ca patronii, nu nici bun, nici blând, nici ușor de mulțumit. Și-ți vine să zici, dacă n-aș avea în vedere pe Domnul, căruia m-am dăruit când m-am botezat, apoi pe tine m-aș face că nici nu ai venit acasă. Și nu te-aș băga seama. Dar eu ce fac? Fac pentru Domnul. Credeți că a spus? Hai să vă motivez. Facă-l o face. Recitezi 23. Orice faceți. Dar am spus, aplicați asta viața de familie, nu doar cu alții când ne întâlnim rar, nu faceți bine ocazional, nu. Vorba de ceva zilnic, orice faceți. Să faceți toată inima ta pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului. Deci nu contează că bărbatul nu-i atent și nu mulțumește. Pe tine te răsplătește Domnul dacă te răsplătești la bărbat ca la Domnul. Nu după mine, răsplata ce ceva da Domnul. Ce mai este ceva? Viața de căsnicie cât ține? Părinții mei trăiesc, au 64 de ani de căsnicie, da? Și asta Domnul știe cât mai ține. Dar dacă soțul ți-a zis nu-i bun, nu merită, ce faci tu? Nu doar că te plătește Domnul. De fapt, știți că Domnul își caută mireasă. Și când cineva le spuneam dimineața la fete, că toate fetele zic că-s bune, dar nu știu de unde apar nevestele mai puțin bune, ca să zic altfel. Și eu ia și un băiat o fată, se gândește, băi, o să fie nevastă bună, cine știe? Dar Domnul din cer care te vede, El știe dacă e sau nu nevastă bună acum. Și dacă ești nevastă bună, când o să-și aleagă el soția, o să te aleagă. Și ție ți s-o meritat să fii bună pentru Domnul, că El te alege. Și cu Domnul fi pentru vecii vecilor. Amin. Cu soțul, o vreme. Știți capul acela de Domnul Samuel 25? David a aflat acolo o nevastă bună în persoana lui Abigail. Și când a aflat că e văduvă, ce a zis? O iau de nevastă. Așa femeie cu minte trebuie și mie. Apoi Domnul e mai înțelept decât David și caută astfel de femei înțelepte. Apoi, dragi bărbați, dacă ele trebuie să se poarte așa noi, avem voie să ne lăsăm mai prejos. Oare v-a auzit nevestele că a zis amin? Și că veți fi așa? Da, dragi mei. Viața de familie e numai pentru o vreme. Și din nefericire îmi pare rău de atâția familiști care nu știu că viața asta nu-i scop în sine, că ne pregătim pentru veșnicie. Nu de mult am întâlnit o familie, sunt tineri și i-am zis lui, știi cât ar trebui să grijești de nevasta ta? I-a lăsat pe tata, pe mama, toate prieteniile ei, s-a dăruit ție. Și ea s-a înviorat așa, că l-am motivat să fie bărbat bun. Și apoi am spus ei, da tu, din câte fete spre lumea asta, nu pe tine te-o ales, asta nu contează pe tine. Și dacă nu ar conta astea și n-ar fi toate astea, Domnul privește de la înălțimea cerului peste toți fiii oamenilor. Și se uită să vadă, potrivit cu ceea ce a făcut Domnul pentru noi, potrivit cu chemarea care o are pentru veșnicie, cu perspectiva relației noastre cu El de familie, de aia e dublă raportare. Te raportezi față de familia de jos și față de familia de sus. Ce ai înțeles din toate acestea? Și când așa pui problema, lucrurile se schimbă fundamental. Nu vei mai băga nimic. De altfel,
ar fi toate motivele. Eu v-am spus numai unul ca să vă purtați frumos. Sunt și promisiunile care le-ați adresat unul altuia, angajamentul, iubirii. Și vin cu al doilea principiu. Principiul de pădare de sine. Să poți să te raportezi în familie cu lepădare de sine. Sau dacă vreți să reuniți cele două principii, ar fi cam așa. Să ții cont de el, nu de eu. Că lepădare de sine înseamnă lepădarea eu-ului, nu? Dar de fapt noi când trebuie să ne lepădăm de eu? Când ne botezăm sau când ne însurăm? Când ne botezăm, dacă se vede de-a bine la când ne însurăm. Am citit din 1 Corinteni 7 că bărbatul nu-i stăpân pe grupul său, nevasta nu-i stăpână pe grupul ei. Celălalt are prioritate, are drept. Dar și în vorba de dragoste, spune Scriptura aici în 1 Corinteni, capitolul 13 și din nou putem asta să aplicăm astăzi la cadrul familiei. Citeți la versetul 4. Până la versetul 4 spune că dragostea nu înseamnă servicii sau calități. Dragostea înseamnă o natură, o lepădare de sine. Dragostea este de lung răbdătoare, adică până la capăt nu se pune problema să o suport pe celălalt, plină de bunătate. Dar aspecte care țin de lepădare de sine. Versetul 5. Nu caută folosul său. Hai să vă spun două întâmplări. Într-o familie, soțul avea ceva probleme de sănătate cu ficatul și nu putea să mănânce mâncare cu ceapă. Și soției tocmai plăcea mâncarea cu ceapă. Acum, cum să facă mâncare? Cu sau fără ceapă? Când ea e la casă, fără ceapă, că dragostea nu caută folosul, se simte bine așa. Păi așa zice ceva de ea, nu s-a dat seama că nu mai are multe trăit, nu v-a zis, era mai bolnăvicios și spune ei, dragă, mulțumesc că toată viața ai ținut cont de ceea ce să fie mie bine, cum zice. A zis Avram despre Sara, să se poartă așa fel ca să-i meargă lui bine. Și știi ce-ți doresc? Să-ți dea bun Dumnezeu ani cât mai vrei de aici înainte și sănătate să poți mânca cu ceapă și tot ce vrei până în ultima zi când îi pleca de aici. Și mi-a spus dintre cei din familie, dintre urmașii lor, a zis, i-a dat Domnul încă ani acelei surori și sănătate până în ultima zi. Dar ziceau aceeași familie, ce între rudenile noastre a fost un alt caz. Că de data aceea a fost soția mai bolnăvicioasă. Și zice într-o zi, soțul i-a zis, fă mâncarea asta, că poate aș putea o mânca. Că cine știe cât mai trăiesc. El a zis că în 10 ani mor, a zis că mor și nu mor. Și ea în durere a scăpat o vorbă. Să dea Dumnezeu după ce mor 10 ani să nu-și lege nimeni capul de tine. Ia mult. El a încercat dacă se răsorească, că era relativ tânăr, și nu ceva de ani. Exact 10 ani ce a încercat, nicio femeie nu l-a luat. Și-o știu toți că vorba aia spusă cu durere s-a activat, ca un program. Și nu a putut până după aceea. Este o frumusețe pentru cine poate să trăiască și să prindă valoarea acestei stări. Să fie în familie cu lepădare de sine. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Cu cineva m-a întrebat, dar chiar nu este niciun drept ca să te vrei să dorești? Ba da, după ce iubești până la capăt. După ce suferi tot, iubești ca Domn, mor pe grup și după aceea te poți să-ți dori. Dar ce-a declarat Dumnezeu atunci? Eu de vreme nu faci nimeni, întreb pe tine dacă se iubesc, întreb dacă se va iubi. Că atunci, nu știu că se iubesc atunci, dar pe mine mă interesează ce se facă mâine. Și până mor. Dragostea este iubirea aproape lui. Toată legea se cuprinde în această poruncă, să iubești pe aproape de tău. Dar spuneți-mi, cine e mai aproape dacă nu nevastă? Dragostea nu face rău aproape de său, nu se mânce. Așa că toți bărbații care vreți să vă mâniați pe soții,
Veniți, mai întâi și ne spuneți la slujitor că nu mai vreți să iubiți cum ne-am înțeles în adunare. Așa o făcut. Iubiți și dragostea nu se mâni. Apoi dumneavoastră, dacă bărbatul e plâncând de gelozie, scrieți că dragostea nu se gândește la rău. Trebuie să veniți întâi să spuneți că nimeni e valabil că iubiți, că ați început deja să vă gândiți la rău. Dar ce vă spun eu? Sunt utopii sau așa scrie Biblia? Mi se pare mie că așa am coborât și tachie, da? Încât... Îmi zicea odată o soră, frate, eu când te aud pe dumneata predicând, așa mă gândesc că n-am șansă să intru în rai. Zic, dar de ce e scora mea? Așa mi se pare că ridici nivelul de sus. Dar cu un așa dom și pentru așa mântuire vrei să fim pocăiți de nota 5 sau de nota 10? Apoi dacă nu merită, n-ai decât să strigi la nevastă ta mai departe. Dacă Domnul nu merită, fă cum vrei. Dacă n-ai înțeles că lepădarea de sine, asta ține de pocăință întâi, nu doar de viața, de familie. Când m-aș iubi, dar tu n-ai murit față de tine însuți. Ce mor se deranjează că dar nu e mort eu. Și atunci te mir ca și nimic. M-a venit toată cineva și s-a mărturisit că am făcut asta, că am făcut asta și ce mai am una, frate. Mă ispitește mândria, zic, culmea, mă, și păcător și fudul. Dar de unde mai mândria? Cine am fost noi? Oameni condamnați la moarte și Hristos ne-a găsit. Noi, adesea legați în picioarea păcatului. Și uităm cine suntem, uităm la ce suntem chemați și atunci avem probleme. Că degeaba le spun eu la soț să nu se cer. Dacă nu prinde ideile astea de fond, să înțeleagă că cearta, zice Iacob, capitolul 3, unde este cearta, acolo e tulburare și tot felul de fapte rele. Dar dacă tratăm totul cu lepădare de sine și al vrea altfel, foarte bine. Spune Scriptura, fapte 20 cu 35, Pavel spune că Domnul ne-a învățat că e mai ferice a da decât a primi. Dacă ai fericirea să dai, poți fi fericit la orice oră, că tu alegi cum ești fericit, nu? Dăruiești bani, slujire, bucurie. Dacă n-ai fericirea numai a egoistului când primești, dar păi cine știi când ești programat cu să te bucure cineva? Depinde ce mod de viață alegi. De sacrificiu, de dăruire, de a te raporta la Dumnezeu, de a trăi ca în prezența Lui, sau a te manifesta ca un om firesc, care spui tot timpul în față drepturile tale, pretenții, fără să te gândești la Domnul, la ceea ce zice El, la chemarea care o are pentru noi. De aici apar problemele. Spune Scriptura, vorbind familiștilor, în mod congresul lor, oricum pentru capitolul 3, la versetul 1, tot astfel nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii n-ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai curat, în teme, cu bărbat firezi. Da? Se spune că odată au întârziat la băutură, cum se întâmplă, trei bărbați. Unul a început să se laude și a zis, eu am firmă, dar nevasta poartă toată grija, eu cu dividende. Al doilea cu ce să se laude și el zice, eu n-am firmă, dar am gospodărie mare. Toată grija e pe ea. Vedeți la ce orări ai cu gospodăria, cu mâncare, cu copii, toate le faci. Al treilea zice, a mea e mai puternică decât a voastră. Păi, dar tu mai ai nici firmă și așa gospodărie mare. Zice, vedeți acum era 11 seara, dacă mă duc acasă și dacă doar la ora asta și zic să ne gătească mâncare, se scoală și cu bucurie ne servește. Asta nu cred.
Păi și anul ăsta se harce, la ora asta, ce mă acasă cu minte. Gata, hai să mergem să vedem. Amul de Betiga au curat. S-au dus, au scolat cu bucurie, a serit, le-o serit la ăștia veția. Și-o zi, Doamne, spune și nouă, vreau, știu cine-i bărbatul tău, e? O le cunoște pahar, cum te poți purta așa cu el? Se pare că sora aia fusese la lecția asta. În primul rând n-am cum să fiu altfel, că vreau să fiu credincioasă Domnului și nu-mi permit să întristez pe Duhul Sfânt și pe Domnul oricine m-a respitit, doar soțul. Și în al doilea rând, dacă soțul meu nu-i credincios, asta vă spun și vouă, doar în viața asta mai apucă și el puțină fericire, că Dumnezeu dă și la bun și la răi. Și toată veșnicia ai pierdut. Și aș vrea măcar aici să mă port frumos. Ce motivație! Repet, ferici de cine prinde gustul nobil al trăirii sfinte. Ferici de cine îl înțelege pe Dumnezeu. Ceilalți nu pricepte dacă le dau scris pe foaie. Dar pe cine îl luminează Duhul lui Dumnezeu, va trăi ca atare. Se va dărui până în final. De fapt, asta înseamnă Sfânta Dragoste. Sinonimul cel mai fundamental al cuvântului dragoste nu iubire, ci sacrificiu. Să te dăruiești. Cu libertate să te consumi în numele Domnului. Și după ce te-ai consumat până la ultima suflare, Dumnezeu va face ceva extraordinar. Te va învia și vei fi din nou mireasă. Într-o nouă căsnicie eternă și binecuvântată. Dacă ai învățat ceva de la Hristos, care s-a dat pe sine un singur scop, să aleagă niște păcătoși și să facă din ei sfinți. Nu vrei să-ți propui din soția ta să faci o sfântă. S-a dus într-o zi un frate, de fapt era o discuție, și spun ascultor, că le spun ascultor, să fie așa, să fie așa, să fie așa. Eram acolo și am zis, auzi, n-ai vrea măcar de una să te ocupi și tu și rămâne numai cealaltă grijă apostolului. Măcar una să sfințești și tu, cum a sfințit Hristos biserica sa. Măcar nevasta ta să fie așa, fără pată, fără zbărcitură, sau altceva de felul acesta și sfântă și fără de pată. Așa să te comporți cu ea, așa să o aduci cu înțelepciune, să folosești cuvântul, scrie acolo, și Dumnezeu să vă ajute. Amin. Amin. Așa o să facem? Amin. Poate mai greșit. Dar ne cerem iertare. La oamenii cu lepădare de sine e foarte ușor să-și ceară iertare, așa? Într-o familie nu trebuie să găsești vinovatul ca să-i împaci, numai pocăitul. E greșit dacă cineva spune că el devine când nu-i devine. E greșit? Am dat cazul lui Abigail. Unul Samuel 25. Știți? Femeia asta, cu minte femeie, s-a descurcat și cu un bărbat nebun și beat și cu un nervos. Am venit cu un da. L-a luat un flământ. Poți veni fără mâncare. Să vorbești eu. Și de la versetul 24, până la versetul 31, atenție. În primul dialog ce l-a avut cu David, de 13 ori îl numește Domnul meu, în câteva versete. Și de 5 ori se numește de pe ea roaba sa. Dar știi cine era? O patroană. Și David era un biet partizan în ceva. Cum poți să te numești tu roabă și el într-un alt lucru scos din Domnul meu, Domnul meu? Nu avea nici mâncare. Asta e cu pădere de sine. Și s-a muiat, dar parcă văd așa cum i-a slăbit mâna pe sacă, a băgat pe încetul să-l dea, prins gustul de mâncare, mâncați, până la urmă ce-a zis? Binecuvântat să fie Domnul care te-a scos înaintea mea. Să poată zice bărbații despre dumneavoastră, binecuvântat să fie Dumnezeu că mi-a ieșit în cale și n-am luat la urmă. Și ce-a mai zis după aia? Știți ce-a mai zis? Am mai rostit o binecuvântat. Îți binecuvântată să fii tu și binecuvântată să fie înțelepciunea ta. Vrei să te binecuvânteze bărbatul?
Tigrii. Domnul ești o slugă. Și când o să-i spui că tu ești Domn, tu ești Domn, vreau mă stau să creadă. Și o să te comporte ca Adam. Da? Tu poți să-l ridici. Aparent e cobor pe tine. Dar așa a făcut Hristos Domnul, s-a plecat. S-a făcut pe sine sărac pentru noi. Slavă Domnului! A zis că El e de vină. Că nu i-au găsit El vină. Și-o zis, nu mai trebuie să spun eu care e vina Hristosului. Pe ce înseamnă? Că am venit să mor pentru ei. Hai! L-au legat, dar n-aveau ce să mai lege. Când seara aceea, înainte de a-L lega ei, au zis, Domnul, că te ucenici, uite trupul meu și să-ți vreme, îl dau vouă, ce o să mai iei romanic? El s-o da nouă, nu lor, binecuvântați, îi mi s-a dăruit ca să-l avem pe trup veșnicie. Eu sunt un familist convins și nu pot să-mi imaginez să se certe soțul cu soție, să se comporte rău. E drept că mi-a dat Dumnezeu o scumpă de soție, dar nu pot imagina. De aceea când aud familii care se ceartă, care au discuții, care bag de mână celălalt, care îl spune pe soț sau pe soție să-l spună la altul ce a făcut, nu se poate una ca asta. Înseamnă că n-am înțeles și aceea viață de familie. Cum spunea un bine frate, să căsătoresc și mai târziu, nu s-au înțeles, soția lui s-a sinucit și a zis, doamnă, și eu tot n-am înțeles și cum e cu familie. Eu trag nădejde, vreau să înțelegeți, dragi mei. Să iau tinerii cu atâta drag, ba din nefericire uneori când moare câte unul celălalt plânge. Nu, între logodnă și înmormântare, acolo trebuie să fie viața în care ne dăruim. Fără rezervă. Total. Asta nu înseamnă că ești iubit. Nu. Din potrivă vrei să ridici pe cineva. Și întotdeauna să știți că la Dumnezeu cine ia premul întâi e cel ce se dăruiește. Cineva îi spune că au dat un concurs ciudat. Au dat o lecție la doi, a angajat două sluși, să spunem, și le-a zis, uite, fiecare vă suiți pe câte un cal și calul căruia ajunge ultimul acolo, le-a dat o țintă, ia premiu. Ăștia, fiecare trăgea de timp, spunea la celălalt, du-te tu, mă. A du-te tu, calul căruia ajunge ultimul, ia premiu. Și cineva i-a spus, zice, bă, ce faceți? Dintr-o mergeți și veniți, ce faceți? Și ce-i concurs? Calul, ultimul i-a prins. Omul acela înțelept le-a zis, e simplu, măi, schimbați cai, fiecare că vrem pe calul celălalt, în goană, să rămână calul la urmă, nu? E cam așa e când te găsărești să schimbi cai, dar vrei să iei prins. Să slujești în favoarea celuilalt. Și atunci nu se mai pune problema că dacă a scâncit-o copil, cine se scoală primul, cine e de tură? Nu. O să vrei ca celălalt să se odihnească mai departe. Amin? Așa să fie. Gata. Mai este o parte care a zis fratele să o discutăm, relația cu copiii. Proverbe 31. Aici sunt niște întrebări care și le-a pus o mamă, urma să vorbească cu un băiat al ei. Trei întrebări, versetul 2. Ce să-ți spun fiule? Ce să spun fiul trupului meu? Adică eu te-am portat în pântece ca mamă, ești un tată tău. Și acum întrebarea culminantă. Ce să spun, fiule, rodul juruințelor mele? Ce înțelegeți din această întrebare? Ca să vă ajut să înțelegeți, să ne amintim de Ana, care atunci când și-a dorit un copil, a făcut o juruință. Și a zis, Doamne, dacă îmi vei da un copil de parte, vă-l bătează, îl voi da un copil. Întrebare, ce ați dorit să devină copiii dumneavoastră ca mamă? Dumneavoastră, ca tați, ce perspectivă aveți asupra copiilor? Ce sunt copiii pentru dumneavoastră? Numai rodul trupului? Sau și rodul juruințelor? A idealurilor care le aveți pentru ei?
Dumnezeu a avut un ideal când a creat pe Adam, a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră și nu facem numai așa că avem material din ce. Avem putere. A zis să stăpânească peste creația care este pe pământ. Dumneavoastră, ce doriți să devină copiii dumneavoastră? Pentru că nu există astfel de idealuri, cel mai mare risc în vremea noastră pentru copii, în vremea asta, nu-i să nu fie educați. În primul rând, e să nu se nască. Că părinții n-au viziune asupra copiilor. În lumea aceasta, numai Adam, Eva și Domnul Iisus n-au fost creați prin viața de familie. Dintr-o dată de șomar. Dumnezeu ne-a făcut coparticipanți la actul creației. El a avut un plan când a creat. Și noi trebuie să subscriem acestui plan și să gândim ce a vrut Dumnezeu cu aceasta. Niciun copil nu poate ajunge să fie membru biserică și apoi locuitor al împărăției eterne a cerului, dacă nu trece mai întâi prin portica mamei. Pe aici e drumul, așa e? Când am împlinit 25 de ani de căsătorie, scumpa mea soție a născut o fică și 7 băieți, de-aia numesc eu mama nesăvârșită, care naște 7 fii, dar poate unii le aveți mai mulți. Și mi-am inteles că doi dintre băieți, al 5-lea sau 6-lea, au zis, tata, urma să plecăm la o logodnă a unui alt fiu, a zis, până vă întoarceți acasă, noi zugrăvim toată casa. Că și până a fost mici, am mai măzgălit pereții, acum ați zugrăvit când nu sunteți acasă. Bun, ne-am întors, totul alt, frumos, dar altceva era frumusețea. În sufragerie, un tablou mare. Au luat așa în secret o poză de-a noastră pe la arhivă, apoi acolo toți cei care au căsătorit cu nepoși, ceilalți, frumos. Ei, asta e știam. Deasupra au trecut versetul din Maleahii, capitolul 3, versetul 16, care sună astfel. Nu, 17, scuzați. Ei vor fi ai mei, zice Domnul, când vor fi o comoară în ziua aceea. Și de sub, un alt verset la fel de frumos, Zaharia 9:16, ei sunt pietrele cu lumini împărătești care vor străluci în țara sa. Și nu mai puteam desprinde pe scumpa mea de lângă tablou. Zic, dragă, dar dorești că să ai noștri. Da, da, da. Când s-a împlinit versetele astea și dacă se vor împlini cu ei să fie pietrele cu lumini noastre împărătești în țara sa, și să fie comoara Domnului, zice, acolo cum mă voi uita la ei. Ce sunt copiii pentru dumneavoastră? Mămicilor, doar o sarcină, poate cu probleme, atât de doar o guriță în plus de hrănit și un trup de îmbrăcat? Sau un fiu pentru slavă? Și când pui problema așa, atunci nu mai contează, în primul rând, ca să devină numai un om deosebit în societate. Foarte bine, dacă se poate. Se lăuda o mamă, spunea, noi copii, unul este medic, altul este avocat, cu școală, specialist, profesionist. Și pentru că nu mai contenea cu lauda un frate mai îndrăgățat, și la care biserică sunt membrii? Am fost apucat cu școala și nu s-a mai pus la adunare. Abia atunci, măi, soră, doctorul dumitale într-o zi o să ajungă un pacient netratabil și o să moară. Și avocatul mai grav o să ajungă undeva în stanță fără niciun avocat. Da. Unii oameni cred că unii de la țară nasc copii, că nu au lucru, că alții la oraș nu nasc, că îi încurcă, că au profesii. Noi nu avem astfel de perspective numai urbane și rurale despre copii. Noi avem perspective cosmice. Și astfel privim copiii ca pe niște potențiali fii al lui Dumnezeu, că sfinții așa o descrie în cartea aceasta. A zis Iacob, cine s-a 32, sunt de oare în locul lui Dumnezeu? Și l-a întrebat, frate, sunt 33:5, dar cine sunt ăștia? Care i-a dat Domnul rogului tău.
Da? Și eu cred că patriarhii ăștia, că ăștia au văzut îngeri, s-au întâlnit cu ei, nu pe alții care nu au văzut un înger nici întreagă. Dar pretind că ei știu cum se explică problema cu procrierea. Dragii mei, când punem problema așa, când suntem sinceri la capitolul acesta, vom vedea că menirea noastră de părinți devine una nobilă. Și prioritatea numărul unu a relației noastre cu ei va fi una de factură spirituală. Iată ce vă citesc din Psalmul 78, cuvintele Levitului Asaf, de la versetul 5. Dumnezeu a pus o mărturie în Iacob, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii. Adică Dumnezeu, vă spuneam, ne-a încorporat în actul creației, dar vrea să slujim împreună și în actul educației spirituale. Mămicilor, nu știu cum e pe la dumneavoastră, dar mi se pare mie că atâta trudă este acum, case mari cu servicii, cu activități peste activități, dar țin să vă anunț și cred că asta este bună pentru dumneavoastră. Domnul nu m-a angajat întâi doar ca și bune, ca și bucătărese, ca și spălătorese, ca și profesoare, ca și educatoare, în plan pământesc. Domnul ne-a chemat pe tați și pe mame să învățăm pe copii să-L cunoască pe Dumnezeu și să aibă perspectiva eternității. Amin. Dar nu știu cum se face că nu ador copiii noștri nici flămânzi, nici în frig, nici nu merg cu haine necălcate și fără pachetel de venit de la școală, dar mi s-a mai întâmplat câteodată să treacă câte o zi să nu vă rugați cu ei? Să n-aveți timp de cele sfinte? Și atunci mă întreb, nu cumva ne-am greșit menirea și am încurcat prioritățile? Eu știu că bistrițenii sunt harnici și vă duceți pe toată lumea asta. Să adunați bani și le dați lor ideea să concureze mai departe. Și dacă n-am reușit să le inoculăm în mintea lor spiritualitatea, mai cu o seamă în vremea noastră când trăim într-o secularizare foarte împotrivitoare a lui Dumnezeu. E o bătărie în vremea noastră, ceva îmi imaginez eu, ca pe vremea când a fost Moise mic. Era bătălie între palatul lui Faraon și coliba lui Amran și Iochebed. Și mă bucur cine a câștigat. Coliba a bătut palatul. Și Moise a fost să suferă mai bine împreună cu poporul lui Dumnezeu. De ce? Scrie vremuri spre avea un pipirăuț spre el. Dar cine nu o fi ajutat să privească dracolo? Cred că mămica. Cine i-a dat ideea lui Solomon să ceară înțelepciune de la Domnul? Crezi că i-a venit? Nu ideea. Nu. O citesc în Proverbe 4. În versetul 3, eram fiul Ginca, la tatăl meu Ginca și singur la mama mea. El mă învăța atunci și îmi zicea, versetul 5, dobândește înțelepciune cu orice ai, dobândește pricepere. Iar și-a pune pe cap o frună plăcută de v-am podobit cu o strălucită cu frună împărătească. Și când s-a trezit Solomon în fața lui Dumnezeu, a zis, ce vrei? Și mi-a băgat tata în cap de când a fost mic. Să cer înțelepciune, asta să-mi dai. Și dacă a cerut înțelepciune, i-a dat dumneavoastră înțelepciunea să dă la pachet mare. La bogăție și cât de dat. Dar dacă nu prinzi ideea, cum spunea cineva, zice, la o fetiță de 10 ani au făcut cadou o trusă de machiaj. S-o schimbă eu. Poftim, pricepem la ce mi-au făcut cadou. În loc la vârsta aceea, mi-a făcut cadou așa o poșetă în care se încapă o Biblie, ca să-i deschidă orizontul spre împărăția lui Dumnezeu. Trăim într-o vreme în care în Occident merg tineri la psiholog și întreabă, oare eu ce ar trebui să fiu, băiat sau fată? Biserica anglicană nu de mult a dat drept ca băieții să umble cu topuri și cu fuste. Ce-au pierdut
Nu scrie Romani capitolul 1. Pe ei noștri să-i învățăm frumos. Dumnezeu a creat parte bărbătească, parte femeiască. Viața de familie, s-o lăsată de Dumnezeu și plăcută. Eu nu-i judec pe homosexual, mi-e milă de ei. 1000 de bărbați n-au ce are femeie. Și 1000 de femei n-au ce are un bărbat. Că Dumnezeu așa ne-a creat să ne completăm. Dintr-o 1000 de femei, una singură, niciuna nu poate gânda la masă, așa? Dar avem și soprat, avem și tenor, toate sunt la locul lor. Și corpul să crească în atmosfera asta. Ai de confortat pe înainte, nu? Mama cu lepădare de sine, tata și mai și. Ei în felul ăsta învață și ei supunerea. Este un mediu propice ca să asculte. Vor fi învățați despre Domnul, despre lucrurile sfinte. Vor fi, cum scrie Psalmul 19, mai înțelepți decât bătrânii, că-și cunosc legile lui Dumnezeu. Și spune Pavel la Timotei, 2 Timotei 3 cu 15, din pruncie cunoști? Sfinte, dar cine l-a învățat? Mama și bunica. Așa că, stimate mămici, care aveți copii în mod deosebit mai mici, nu-i lăsați pe seama celor ce au regizat desene animate. Astea, în proporție de peste 80%, spun statisticile, sunt oculte. Și ce o să vezi? Cu vampiri și cu moștri. Dumnezeu e mai înțelept ca noi și a hotărât să ne educe pe cale auditivă, nu vizuală. Se pare că așa este creat creierul nostru, cât atunci când cineva îți prezintă o povestire și se deschide un orizont mai mare decât dacă vezi ceva vizual care te reduce strict la ceea ce se vede. Cum spunea cineva când a văzut niște desene din rai și zice, eu nu am văzut mai frumos. Da, cred și eu. Nu putem noi să desenăm într-un totul nici pe Dumnezeu, nici raiul, dar când povestim, îi se dezvoltă creierul. Lucrări de specialitate, de exemplu, citiți cărți a lui, este cartea aceea, Pornografia, Maladia secolului 21 sau Efectele televiziunii asupra minții umane, îmi scapă acum autorul. Așa, Virgiliu Gheorghe, este doctor în biofizică. Explică foarte concret cum operează emisfera dreaptă, creierul, emisfera stângă. Să ținem cont de aceste chestiuni care au de-a face cu modul în care Dumnezeu ne-a creat. De aceea, să luăm ceea ce scris că vorba lui Luther, Biblia nu e nici antică, nici modernă. Biblia este veșnică, este cu Aleluia! Să povestim copiilor noștri, cum spune Deuteronom 6, Deuteronom 11, când vă fi acasă, facem în care să fiți acasă. Când vă culcați, când vă sculați. Asta e cea mai frumoasă menire a unui părinte. Să-și educe copiii la Moze, pe unul băieții noștri într-o predică, spunând așa frumos de povestea mama, abia am apucat și să văd dacă e drept cum spune. Asta să vă fie îndelicirea de bază. Ce să spun, fiule, rodul părinților mei, fiule, la băiat și îi spui sau și n-ai în mintea ta? Uite, din băiatul ăsta mă gândesc, ce a vrea să facă Domnul în adunare? Nu știu. Eu mi-am dorit toți copiii mei să slujească Domnul, dar n-am ce vrei pentru unul să fie păstor și e prorocul, Doamne, pune unde vrei. Numai să fie undeva să slujească ție, să fie ai tăi. Odată am venit misiunea la pisica și mi-a spus un frate, zice, eu spus o soră, cine eu sunt acolo? Ce am visat? Că a venit Domnul și s-a aranjat poporul lui și ce am auzit o voce. Doi copii al lui Iosif Varga să treacă pe primul rând. Doi pe primul rând, dar spun, ce vrei tu? Numai să fie ai tăi, să fie prin și slujba ta. Asta să vă doriți mai presus de toate. De aceea facem istim de copiii dumneavoastră. Statisticile spun că în mod deosebit în ce privește lumea virtuală, e vorba de internauți, părinții nu află decât maxim 40-45% din ce fac copiilor. Știți de ce ne aflăm? Că n-avem vreme să stăm cu ei de vorbă. Cam aflat. Se lăsăm să ne spună și bune și reale, și vrute și nevrute, și nezbâtile lor. Și când copiii dumneavoastră păcătuiesc, nu doar așa e, crezi că în România e voie, nu? De îndată ce mai cresc, cum vedeți că păcătuiesc, spuneți-le, vei, asta e natura păcătoasă. Tu ai nevoie să fii născut din nou și noi am fost născuți din nou. Ai nevoie de Scripturi să-ți lumineze minte, ai nevoie de Duhul Sfânt să creeze nașterea din nou. Nu tu ești rău, rău este undeva în tine, te-ai născut cu această inclinație păcătoasă. Cum vă spuneam că Dumnezeu ne-a dăruit prima o fetiță când a fost de 7 ani, i-a zis într-o zi soției, mami, eu sunt păcătoasă.
Vrei să te rogi pentru mine să mă ierte Domnul? Dar ce-ai făcut tu ești păcătos? Apoi am întins pe o colegă de clasă și la altă i-am rupt un gând la un creion și ne-ai dat ceva bomboană a frățiorii mei și eu m-am ales o bomboană mai mare, păcat de la 7 ani. Cazul era foarte bun așa. Era ca o a doua mămică fiind cea mai mare între băieți. Și s-a pus pe genunchi împreună cu soția, plânsul, Doamne Iisus, eu te rog să-ți curățești inima. Eram pe clasa întâi. Și locuiam undeva la periferie și știți cum noaptea se face dimineață mai târziu, era într-un somn pe stradă, era un cartier nou format, fără casă. Și soția a zis, vin cu tine până ajungea în zona cu casă. Și are zis, măi, nevoie mare, cum este o luminiță? Soția a zis, ce luminiță? În altă dimineață, hai, mamă, stai la luminiță. Soția nu a vrut nicio luminiță. Ce luminiță vedea? Domnul a devenit luminiță. E așa, s-a coborât, știi? Când a fost de 9 ani, s-a rugat singur acasă și a botezat-o Domnul cu Duhul Sfânt. Așa e speriță de purii, n-am avut cu ceilalți. Ce mai devreme am avut cu unul dintre băieți, care predicator, a venit cu o listă așa mare, o coală formată a patru, scrisă pe față, pe versuri. Tata, vreau să mă mărturisesc. Păi, eu știu că tu ești băiat bun. Mai mult am mărturisit gândul, nu fapt. Domnule, participase luni în șir la ceva concursuri ale AMEC, Asociația Misionară pentru Educația Copilor de la Sibiu. Și avea acolo diplome adunate, răspunsuri, cum o trimis. Atunci am înțeles mai bine ca niciodată până atunci în Evrei 4. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Judecă simțirile și gândurile inimii. Și cuvântul care l-a studiat, făcut ca și gândurile în el să ne vadă păcat. Că altfel fapte așa nu prea erau rezi. Se vine, tata ascunde foaia să nu vadă nimeni. Și peste o lună sau cumva, mai ți-o dau din nou și te uiți pe ea să vezi în ce privință nu ai biruință. Ei, după alții am așteptat până la 20 de ani, am avut și mai năstrăvat mult tot așa de cuvinte. Ca să nu credeți că eu n-am fost părintele de săvârșit, unde eu am mai învățat și din greșelile mele, dar măcar să nu le repetați dumneavoastră. Deci, ne apropiem de încheiere, eu trebuie să plec. Îmi amintesc că am pus odată la o părtășie din asta cu familie, la Gătaia, în Iași. Acolo am vrut mai mult, a fost o pauză. M-am dus să le aduce Sibiul, o să vă dea și dumneavoastră la urmă. Și când se intră din nou la adunare, un frate așa, spre 70 de ani, zice, frate, bună lecția asta, era bine, te auzeam eu mai de mult. Dar așa cum a tot priceput ceva, mă duc să-mi arunc baba să mă gălăc. Adică vrei să ajute soția să mă urmă. A înțeles că ar trebui să slujească el. Mai eu nu știu când mergeți acasă, ce ar trebui să faceți. Poate soția trebuie să spună soților, dragă, te rog să mă iert. Și ce trebuie să spuneți voi? Nu mi-am amintesc când a greșit. Poate bărbații nu sunt gata să plece să spună să-l ierte soția, dar o să vadă ea că pe mâine dimineață când se scoală, îmi pregătit micul dejun și o așteaptă cu un zâmbet să o servească, a și deschis Scriptura la psalmul la care urmează să citească. Și va observa că pe mâine seară, dacă nu-i slujbă, că a spus copilul să vină, care pentru ei o surpriză. Și vedeți, dumneavoastră, din care pasaj Biblic urmează de citit? Care cântare s-o cântați? Știu cazul unei familii dezbanat. Familie mai numeroasă a venit la ei o mătușă, din județul Neamț. Se uită așa femeile, știți, ca împărăteasa din Seba, văd pe casă tot, și limuri, tot, și haine, cum sunt, așa. Și mai, dar voi n-aveți televizor? Și voi seara ce faceți? Și nepotul ei, fratele nepotului, și ia mătușă de sare, rămâi la noi și vezi ce face. Te lăsăm să ai din dreptate să... S-au adunat seara, aveau instrumente, au început să cânte, era familie 5 copii, orchestră, toată ridona. Când au cântat frumos, a început mătușa să plâne și a zis, la voi mai fain ca la televizor. Nu-i mai frumos în viața de familie decât seara, după o zi de slujire, soțului sau soției și copiilor să te adun în jurul de altar și să chem numele Domnului. În felul acesta, știți ce facem?
ne pregătim familia să se mute toată la rai. Atâta v-aș dori. Să nu rămână nimeni aici. Nu știu dacă aici aveți palat. Folosiți-l cu bucurie. Dumnezeu ne le-a dat să ne bucurăm de ele. Dar, în primul rând, Dumnezeu ne-a chemat la o împărăție eternă, la o viață sfântă, unde ne formăm în viața de familie și ne-a dat copiii ca să învățăm pe copiii noștri să-L cunoască pe Dumnezeu și să-L iubească. Și fie ca să puteți ajuta nu numai copiii, și nepoții să-i aparțină cu toții Domnului. Amin. Amin. Amin.